Hai că am revenit, salutare! Vă salut pe toți! Hai că am revenit cu un vlog. N-am mai făcut de mult. Hai să dăm asta la parte de aici. Uite, așa mi-am făcut eu dunga azi la firma aici, că n-am avut dungă. Și mai mergi pe improvizat, ce ne vă faci. Iupii, gata. Hai să ieșim de lampă. Trebuie să mergem la service de aici. Că avem ceva probleme cu link-ul. Bă, dar curte mică, bă, frate, oamenii știi, să dă nevă. Vii cu animalul ăsta la oamenii știi aici. E destul de mare. Pentru curtea lor. Finalizare. Uite și mașina acolo. Te încurcă foarte mult când bagi la rampă aici. S-a închis. Hai dat. Ce ieșim pe aici? Hai că loc ar fi. Hai să merge, că nu avem un program. Punem centurica. Mai avem 2 ore. Am că vine cu mine. Doar că aici nu avem cum să ieșim cu dreapta și trebuie să ieșim cu stânga, așa. Merge, merge. Ar trebui, mamă, ce fulicuri de asta. Aici ne vom peșo, cum mai întorc mă de asta aici. Că noi ar trebui să întoarcem, frate. Bă, dar te-ai parca, mă, să dea nevă. Hai, chidăm așa, să vedem ce ieși. Mă, frate, să pomeni și voi parcare de budanez. Îi parcem? Hai, mă, că vreau. Să dea neaibă. Cum o să o lași așa, mă, frate? Că acolo cum ar veni e un loc de parcare, vezi, doamne? Un loc de parcare și de parcare, de întoarcere. Mai bine zis. Că acolo doar întorci. Și 15 minute de condus. Păi da, avem destul. Și undeva la 3 ore jumătate de aptitudine. Haide, tatăl. Să merge la service să lăsăm link-ul ăsta, bă, frate. Are ceva probleme pe partea electrică și trebuie lăsat să facă băieții.
după aia să mergem pe la Euromaster. Schimbăm cauciucurile. Că vine iarna. Undeva dreapta, cred că la semafor. Aici. Dreapta, vei intermitent. Nu mai s-a oprit. Stai mă, știu acolo să fac și aici. N-am cum să bag banda aia pentru când te virezi, te virezi cu tot cu semaforul ăștia de nebă. Ce cu minte stă la gol. Mi-a uitat. Să luăm cât de larg putem aici. Super, s-a încadrat și vagonul. Oh, uite-l pe Hulk sus. Domnul Hulk. Nu știu dacă se vede pe cameră, dacă s-a văzut, mai bine zis. Dar era destul de mărișor. Ah, îmi bagă tiștul cu autobus. Azi avem un piculeț de treabă. Bine că normal, eu sunt pe final de program. Că sunt plecat azi noapte, am dat de noapte ca băieții. Uite, sens giratoriu. Da, ăsta e mișto, iau și mare. Ești nebun, dar abia a trecut autobuzul, bă, fratele meu. Hai, mă, dacă a trecut autobuzul, trebuie să avem și noi loc, frate. Păi. Da, uite, la fix vine, stai naiba. La fix. Cum a trece autobuzul și nu avem noi loc? Ce-mi autobuzul, ce-mi jucăria mea? Așa, la un kilometru jumătate stânga, gata tot.
vezi dacă autobusul a zis pe acolo, bravo. Aura, Aura Energy. Ce mai o mai fi și asta? Doamna Aurica. A, pe aici. Acordăm prioritate la a... Eram deja jumătate băgat. Nu mai aveam să mai fac. Ok, serviciul ar trebui să fie pe partea stângă. Unde ar trebui să lăsăm link-ul. Hai să vedem dacă avem loc acum, să vedem ce găsim și la oameni ăștia. Ca așa eu devenit am venit. Deci ar trebui undeva... unde? Mamă, câte mașini sunt. A, uite, lăsăm remorca acolo. Super. A, băi, putem să facem altceva. Uite, putem să lăsăm remorca acolo, ca băieții. Putem să mergem pe aici frumos. Mă, pentru prima dată în istorie, curtea liberă. Aici de obicei era full de remorcuți. Și tot mai bine. Decuplăm remorca aici ca băieții și băgăm link-ul în curte și aia. Exact ce trebuie. Ha? Din coarte să lăsăm în curte la domnul de aici. Hai. Să nu încurcăm. O, dreaptă. Ok, ok. Ăla manevre de gen, uite. Era bună o cameră aici, dacă aveai o cameră aici, gen să-ți arate ție în spate, era perfect să te-n aibă. Dar
Nu avem. Chiar era super. O cameră. Hai să ridicăm remorca. Naia oricum e goală și e ușoară. Ok. Alin cu electric. Nu mai este nevoie să vii atâta drum. Băi, vagonul luăm. Ah, mai era loc în spate un piculeț. Deschide și cupla, că e închisă. Avem un error aici. Nu vreau. Calitate. Am atins și camera de mine. Sper că se vede bine. Am atins un pic în remorcă. Ah, super, încă merge. Deci nu s-a închis camera. Mă gândeam că s-a închis ceva, că am atins-o la remorcă. Mă gândeam. Stai, bă, să verific. Și că ar trebui să las acolo link-ul. Cam asta ar fi. Să așteptăm aici 10-20 de secunde. Dar oricum, tu cât te duci în camion și tragi frână, link-ul obligat coboară. Așa este un pic sub presiune. Până eliberezi frână. Când ai eliberat frână, s-a dus link-ul de cur în jos. Ia să vedem. Ah, s-a ridicat un pic camion. Ok. Ale. Hai să mergem să lăsăm un curt. Să vedem care-i treaba. Te dreptă să-l las aici. Lasă acolo are. Ok. Ok, dubiți. Nu mai vă las. Așa. Că lasă aici și îl bag cu spatele aici, știi? Gen după dreapta. Mai dau o turier că... Oricum trebuie să-l strâng, că e pe lung acum el.
Hai că avem loc destul aici. A, dacă lăsăm așa, trebuie să fie perfect. Doar lui. Trei? Ok. Trei. Unde ne băi triu? Triu, triu, unde-i triu? Nu mai pot să-l decuplez. Și vin pe mine, frate. Băi, să dea naiba. Ok. Ah, uite mă. Păi și-o pun de naiba. Ah, pe aici. Cred că vă las. S-ar putea să se ia domnul de mine de aici și revin. Hai că am revenit cu continuare. Că nu aveam cum să filmez înăuntru. Pentru că nu prea e voie fără să dea domnul de acolo aprobare. Na, s-a topit cablul ăsta. Am luat un cablu nou. Asta și punem. Linkul a rămas acolo pentru rezolvarea problemei. Ok, ok, mamă, ce mișto e cablul, nu? Bă, dar se îmbărligă când astea de nebă. Că la nebă. Hai să luăm în spate. Să ridicăm și camera sus un picuț. Hai, cam asta ar fi. S-a ridicat. Ok. Hai să plecăm. De bajană, te-ai zăpășit? Băi, așa să nu fugă vagonul. Cum are frâna trasă în spate. Ok. Chiar asta are ceva. Băi, astea nu au nimic. La vagon. Hai să luăm și placa din spate. Ca acum gata, nu mai avem 25. Prima e trasă. Cu toate că la camionul ăsta poți pune fluor în cabină, știi. Da, n-a zis să... Pentru siguranță. Ok, hai să-l cuplăm. Haide. O, și de las. Haide. Aud, B8. Și pe cobor. Băi, să nu uităm de cablul acolo. Să-l luăm. S-a acoplat.
Hai să mergem de drum și la până spate. Haide, Jeanu, hai da. Hai să mergem. Am uitat. Hai să schimbăm anvelopele. Să punem de iarnă. Ok. Băgăm asta aici. Băi, dar am greșit, Daniel. Cum fac varză. Hai să nu și cablul ăsta, cine știe cum. E nevoie de el. Știi? Ah, super. La fix, valetat. Punem centurica. S-a echilibrat. Aproape, gata, ale. O, aletat. E altceva, bă, frate, doar cu remorca. E, ce mititică e. La dreapta, da? Mă facem dreapta. Păi e bine că am rezolvat-o și pe asta cu link-ul, că avea ceva probleme din mașinuța. Mamă, dar și ce mașinuță-ți dă nebă. Am rezolvat după ele. Și acum să mergem la Euromaster. Cred că am să vă las. Că... Haide, mă, ce faci? Că am un pic de băgat până acolo, am 36 de kilometri de băgat până la Euromaster. Am puțin de la, cred că fac, nu? 25 de minute ca papa până acolo. Ce să zic, vă las și revin acolo când ajung. Că oricum trebuie să bag și camera la încărcat. Că nu prea mai are multă baterie. Am mai făcut un vlog înainte la asta. Și na, din câte văd, ține bateria neba o oră, 45 de minute, o oră. Ceva de genul, nu ține foarte, foarte mult. Și așa numai bine, până ajung și eu, se încarc un pic și camera. Exact ce trebuie. A, parcă e altă viață, bă, tata, cu 17, treci fluierând. Păi, da, ce să zic, vă las, zi bună, vă doresc în continuare și revin la urmă, când e să ajung la oamenii ăștia acolo. Vă salut pe toți, pa, pa!